Este duminică. Ce altceva aș putea face la ora miezii în afară de un antrenament de picioare? Sunt aici, de fapt, înainte de toate, vreau să vorbesc de Street Fit, firma lui Angel, cred că toată lumea știe despre ce vorba. Plus de asta, asta o să fac puțin mai încolo, plus de asta vreau să mă antrenez, vreau să fac un antrenament de picioare. Ideea este să fac un antrenament de picioare simplu. Vreau să fac un antrenament bazat doar pe genuflexiuni, știu că toată lumea se ferește de ele, dar atât timp cât sunt executate corect, nimic nu poate să fie mai eficient decât alea. Și mă gândeam de ce să nu formez un antrenament doar din așa ceva, din ceva ce lumea probabil nu neapărat face. Așa că, hai să mergem. Aici este sala lui Dani Dragomir, are o sală de ceva timp, nu de foarte mult timp. Deocamdată, duminica la el este închis, pentru mine a deschis, așa că mă simt onorat să fac antrenamentul ăsta aici. Are o sală mică, ideea una peste alta este să fac un antrenament cu minimul disponibil, fiindcă toată lumea știe că acum sălile sunt foarte, foarte bine dotate, așa că eu vreau să fac ceva opus și să vedem ce va ieși. Hai să intrăm! Hai să vedem. Da, chiar e jos. Bine, Dani? Ceau. Prietena? Ceau. Ok. Bineînțeles, Dani are o politică strictă, nu poți să intri încălțat, nu poți să intri cu ăsta. Așa că mi-am luat eu aici niște păpuci în ghiozdan. Dani a plecat, a spus care treabă și mi-a lăsat cheile pentru sală. Ce poate să fie mai plăcut decât să te antrenezi singur în sală, fără nimeni? Aici. Ok, mamă, ce rece. Ocupă. Îl pun pe jos, fiindcă nu vreau să vedeți ce iau, fiindcă trebuie să divulg un secret, așa că mai bine țin secretul pentru mine și gata. Hai să vedem. Adi mi-a trimis hainele astea. Mi-a trimis hanoracul, pantaloni scurți, mi-a trimis tricou, mai eu. Le am probabil de 3-4 săptămâni, am și spălat deja de 2 ori. Se comportă foarte bine. Acum, un lucru trebuie să știi despre mine este faptul că nu știu să îmbrac cuvintele în zahăr foarte bine. Aș putea acum să exagerez, să spun tot fel de chestii, dar pot să spun un lucru care este adevărat. Eu zic tot timpul că un produs trebuie să fie judecat în raport cu prețul, calitate-preț, așa că acestea, în raport cu calitate-preț, eu zic că este foarte bun. Plus de asta, în afară de toate astea, de fapt, cel mai important este faptul că susții pe Angel în ceea ce face, un răspuns că face totul bine, fiindcă am prăștea foarte multe informații, așa că ar fi o apreciere pentru el să-l susții pe el și să cumperi hainele. Și eu zic că despre asta este vorba. She want bottles, she ain't got no table. She don't got no bed frame, she don't got no tables. We just watching Netflix, she ain't got no cable. Okay, no, look, 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 I'm the plug for. Dacă nu o să fac flexii sau ceva de genul pentru picioare, o să mă încălzesc, o să fac un stretching static. Voi începe ușor drumul către bara aia. Câteva cuvinte legate de supraantrenament. Știu că multă lume sunt foarte multe concepții împărțite aici. Întrebarea este, supraantrenamentul există? Eu zic că da, cu siguranță. În sensul, depinde în ce aspect privești lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, uite cel mai bun exemplu, dacă ești începător și te-ai apucat să faci o tonă de exerciții și ai face o intensitate nebună, probabil n-ar fi benefic. A doua zi, a treia zi, următoarea săptămână, următoarea două săptămâni te vor durea toate, așa că acela, din punctul meu de vedere, este un supraantrenament. Trebuie să iei în considerare faptul că mularea este ceea ce contează cu adevărat. Te antrenezi de un an, trebuie să ai un antrenament specific. Te antrenezi de 5 ani, trebuie să ai alt antrenament. Sunt lucruri retorice care, dacă stai să le pui cap la cap, fac sens. Aici voi face o treabă. Da, dintr-o privire scurtă, înainte să fac asta, trebuie să mă încălzesc. Și mă gândeam că cea mai bună abordare ar fi Fander cu Gantara. Bine, la Fander nu o să ai nevoie de foarte multă greutate, fiindcă este vorba de încălzire. Eu cred că o să încep cu cele de 7. Nu cred că o să pleznească nimica. Câțiva pași și trec la treabă. Dar o să ne încălcăm cu mici. Hai să trecem la puțin mai mici. In the same plane as you, fuck it, we can make it get away. Only for two, I know you're really fond of breaking backwards and breaking rules. Cool, got a couple things I think that I can really get used to. Din moment ce doar genuflexiuni o să facem,
Doar de asta o să vorbim. Asta este o bară mai groasă, este de fapt mai comodă. Voi începe aici prin a face un mic tutorial, dacă aș putea să numesc așa, în sensul în care pot să spun exact cum văd eu treaba asta cu executatul corect, din opinia mea. Știu că sunt foarte multe idei împrăștiate acolo, este evident să fie așa. Eu pot să zic doar cum fac eu. Adevărul este că atât timp cât execuți corect, nu poate decât să fie super benefic, așa că ideea, spatele drept, o să arăt exact cum fac eu. Ideea este așa, bara poate să fie pusă puțin mai sus, poate să fie lăsată mai pe spate puțin. Mie îmi place să las puțin aici, între trapez și umeri. Prima oară trebuie să înveți să o faci cu bara goală. Asta e poziția. Picioarele trebuie așezate puțin mai larg de nivelul umerilor, iar atunci când te lași jos, când împingi, niciodată să nu împingi cu genunchii, să-ți apropii genunchii pe interior, împingi exterior. Să nu te înclini prea, să nu faci mișcarea asta, fiindcă în felul acesta presiunea se va pune pe coloană, corpul trebuie să fie mai drept. Pe urmă, o altă greșeală, bine, nu sunt un expert, dar pot să zic unghiul meu de perspectivă, o altă greșeală care se face este că lumea tinde să facă așa. La mine conceptul este puțin mai simplu. Împing pur și simplu din călcâie, în sensul, uite, mă concentrez pe călcâie. Bine, este vorba și de mobilitate, bineînțeles. Dacă execuți mișcarea asta corect cu bara goală, atunci poți treptat să o încarci. Multă lume folosește mica rampă. Mulți vor să folosească degetul mare la împingere. Și atunci intervine asta. Și atunci dispare imobilitatea aia. Eu sunt învățat cu mișcarea asta și asta pot să dau și ție. Ok. 20, 10. Să începem cu, cred că 15, cred că ar fi bine. Da, uite aici, 2 de 10. Hai că încep cu 10 prima oară. Trebuie să-mi pun ceva pe spate, doar pentru a mă face mai confortabil puțin, iar în felul acesta nu o să simt nicio jenă la spate. Hai să vedem. Privirea trebuie să fie tot timpul înainte. Asta trebuie neapărat. Sunt multe persoane care fac așa, trebuie să gândești la coloană, faptul că coloana nu o să stea dreaptă și atunci privirea trebuie să fie înainte. Alba sus. Aici trebuie să găsești mobilitatea, în partea asta, partea de jos. Contează foarte mult la un antrenament și intensitatea, normal, are un cuvânt de spus. A doua serie. Okay. Asta e ideea, măcar cu greutățile mici, să le execuți foarte corect, în sensul, te lași până jos, sus. Deci de aici avem 60 și cred că o să ne limităm la 80. Mai sunt deci greutățile de 10, așa că ne vom limita, cred că, la astea. Doaie bara, chiar dacă împing 100 de kg, ridic 100 de kg, mai ales las mulți. Aha. Asta ajută și la presiune pe spate, pentru că e elastică, nu pune presiune cum pune aia dintr-o dată, cum e rigidă, știi?
Da, deci Dani spunea că asta e bară olimpică. Asta de aici. Da. Asta de aici. Diferența între o bară normală și o bară ca asta, e vorba de cât de flexibilă e, nu? Da. Și de la mână prețul. Da, prețul... Asta e undeva, n-are răspuns de preț, dar e de vreo 3 ori prețul asta. Da, deci... Deci mai fac încă vreo 2 sau 3 serii la foc automat, aș dori, cu bara asta olimpică, sună foarte romantic, nu? Simt că dacă fac mai apropiat și picioarele drepte, bine, tot picioarele, tot în exterior trebuie să meargă nici de cum în interior. Și simt exact aici, țintește. 2 secunde și mai fac una. Și asta înseamnă că am făcut 3. Am făcut 7 genuflexiuni cu bara la spate. Asta înseamnă 10. Și asta înseamnă suficient. Cum le pui așa, trebuie să le și de jos. Aici urmează să fac ceva pentru femoral. Probabil încă 4 serii și aș vrea să fac una după alta. Așa, de 15. Ok. Întinde foarte mult, mai mult pentru stretching. Nu pot să am o viață fără un baton proteic. Deja am mâncat din el, da? Deci am terminat antrenamentul. Am făcut în total 10 serii de genuflexiuni, 7 pe spate, 3 în față. Cele în față am făcut pauză foarte scurtă, dar am mers foarte bine. Pentru femural, mai mult m-am bazat pe întindere, nu neapărat pe contracție. Am mai făcut genul acesta de antrenament și în trecut. Știu că este foarte eficient. Ai putea forma, de exemplu, și un exercițiu, un antrenament format doar dintr-un exercițiu de bază. Genuflexiunile, după cum bine se știe, este un exercițiu de bază, ce este foarte, foarte, foarte bun. Un antrenament trebuie să fie format neapărat după alimentația pe care o ai, după experiența, neapărat numărul 1, de fapt, după experiența pe care o ai în sală. Să zic, faci 10-15 serii care sunt, de fapt, eficiente, peste ce sare de 15-20 de serii, dacă nu ai o alimentație și o experiență bună, alea pot fi în plus, ca și cum ar sări lanțul, dai în gol, oarecum același lucru. Am ieșit la sală, am terminat antrenamentul, tot timpul trec pe lângă clădirea asta de aici. Mereu am apreciat arta și cred că este ușor să înțeleg de ce. Uite ce frumos e. Cred că au lucrat foarte mult la asta.
Vreau să închei acest videoclip spunând că nu posed aceste videoclipuri pentru a mă da cu pumnii pe gorilă sau pentru a mă crede mai presus decât cineva mai inteligent, mai autoștiutor sau să par altceva decât ce sunt de fapt. Pur și simplu, ceea ce fac eu este să postez jurnalul meu, așa că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să extragi o informație asta în cazul în care poți să găsești așa ceva în videoclipul meu, care poate fi incorporat în rutina ta. Doi la mână, nu mă interesează ce face X, ce face Y, aud o fel de comentarii că ar trebui să fac așa, ar trebui să fac așa, sau că ăla face așa și sigur o să meargă și pentru tine sau așa mai departe. Eu vreau să spun ceea ce fac eu cu adevărat, nimic mai mult, nimic mai puțin. Vreau să-i mulțumesc lui Angel pentru haine, Street Fit, am și aici, sunt foarte comode, îmi plac foarte mult. Eu sunt Alex Basarabă, dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un comentariu mai jos, share, like, abonează-te tot acum, iar eu te aștept cu drag pe data viitoare.